Bună dimineața! Astăzi este ajunul Crăciunului. Eu am fost la cumpărături, am luat puține produse ce îmi lipseau. În mare am, cred că pentru o săptămână, am de toate. Uite-l pe Marcel. Astăzi o să gătesc ceva în casă, afară este și frig, bate și vântul. Ieri a fost furtună, nu știu ce uragan, ce... Fernando, Rafaelo, nu știu cum se numește, furtuna, a fost destul de urât, nici acum nu-i plăcut de stat afară. O să fac o rețetă, un clip scurt, pentru că este ajunul Crăciunului, multă lume are treabă, merge în vizită, nu cred că aveți timp de stat pe YouTube. Rețeta durează, dar eu o să vă prezint în puține minute. O să fac o salată rusească, o salată olivii, o salată a la rus. Seamănă, nu știu, 80% cu salata noastră de bœuf. Dacă țineți minte, ieri am făcut o ciorbă de perișoare mici din zona Brașovului. Eu am fiert înainte, am făcut un stoc de găină. Carnea de la acel stoc am păstrat-o, plus morcovul și păstrânacul. Păstrânac nu se pune, dar am carnea, am morcovul și intrăm în casă, vă arăt și alte ingrediente. Se face foarte simplu și cred că este și foarte gustoasă. Cu viteză mare vă arăt ce am pregătit. Am văzut că sunt ceva bucătari pe internet care vorbesc repede, vă prezint așa, nu le iese nimica, dar sunt ei foarte simpatici. Eu nu pot să fiu așa. Hai să vă arăt. Deci asta este carnea de la pui. Morcovul în care am fiert stocul, păstracul nu ne trebuie, ne l-am dat deoparte, am fiert separat 4 cartofi, am fiert ceva ouă, aici am maioneză, o să-mi trebuiască și 2 linguri de smântână, asta e diferența față de salata noastră de bœuf, castraveți acri, mazăre bondel, mie mi se pare cea mai bună, ceva măsline pentru ornat, cam astea sunt ingredientele. Hai să vorbim și noi repede, să ne mișcăm repede, să dureze puțin acest clip. Am curățat cartofii, îi tăiem. Întâi felii, sunt reci și se taie mult mai bine. Am început să dea cu petarde pe afară. Și cubulețe. Vedeți dacă sunt reci, bine se taie? Uite așa îi taie. Stai acolo. Am și 2 morcovi pe care îi tem la fel, cubulețe. Mai așa, mai grosolan, așa taie ruși. Ouă. Astea. Cum orești. Încercăm să le tăiem. Cubulețe. Prea bine o să iasă, dar nici nu ne trebuie. Cu tocul galbenos. Cam așa ceva. Castraveți acri. Gogoșar nu se pune. Uite așa. Perfect. Acum mazăre. Puiul. Am văzut că mulți ruși fac salata asta cu un fel de șuncă sau parizer. E un salam așa mai dubios. Dar eu cred că mai bun este puiul. Am văzut și cu pui. Ca și la noi. Diferă rețetele. Asta o să semene, cred că 80-90% cu salata noastră de bœuf. Așa. Acum.
o lingură de smântână, de asta vărsată, grasă. La fel, unii pun, unii nu pun. Salata asta este foarte populară și în Republica Moldova. Și maioneză. Bun. Până aici m-am descurcat. Sare. Și piper. Bun. Și amestecăm. Oh, ce mult a ieșit. Cred că o să mai trebuiască ceva maioneză. O să mai pun ceva maioneză, o amestec bine și revenim. Eu am mai pus puțină maioneză, sare și piper. Piper chiar trebuie la această salată, altfel este grețoasă. Bun, acum ea ar trebui lăsată și peste noapte să prindă gust. Eu o să o las o oră, o să o pun într-un alt vas și revenim. Eu am și ornat puțin salata, nu prea mă pricep, așa cât de cât, să știți că rușii nu-i fac nimic, așa o lasă. Noi românii suntem mai artiști, într-adevăr mănânc și cu ochii, când arată bine parcă are alt gust. Acum o să o las la rece cam o oră, să se împătrundă gusturile, să se împrietenească și după o să și gust, dar sunt convins 90% este ca salata noastră de beau făcută cu pui. Salata mea a la rus a stat cam o oră la frigider. V-am spus, genul ăsta de salate de pe zi pe alta, a doua zi sunt mult mai bune. Acum haide să și gustăm. Uite unde să... Vai, ce frig este afară. Gata, am stricat-o. Ia. O gură mare. Este foarte bună. Nu? 90% este asemănătoare. Chiar 95% cu salata pe care o fac, cu salata de beof, cu pui. Eu aș fi pus și gogoșar murat înăuntru. Și da, încă mai trebuie lăsată. Gusturile nu s-au întrepătruns, dar ea este foarte, foarte bună. Este o salată care rușii sau moldovenii o fac cât de sărbători. De Crăciun, de Revelion, de Paște. O salată de sărbătoare. Ia. Foarte bună. Cred că mulți dintre dumneavoastră a săcut salata asta, i-a zis salata de beof, dar este a la rus, salata oliva. Vă mulțumesc că ați uitat la clipul meu. Vă spun la revedere. Nu uitați, ține legătura. Crăciun fericit vă doresc. Și Doamne ajută!